Un indicativ că ne confruntăm cu un video deepfake este folosirea imaginii unei personalități pentru a promova oferte neverosimile. Este doar una dintre modalitățile prin care putem detecta un deepfake, ne avertizează Dan Câmpean, specialist în securitate cibernetică. Tehnologia care în spatele acestor imagini, clipuri video, mesaje și așa mai departe, a devenit din ce în ce mai performantă. Trebuie să urmărim cu atenție originea, deci modul și platforma sau contul prin care inițial acest deepfake s-a propagat. De cele mai multe ori, grupările infracționale, majoritatea sunt grupări infracționale, cei care propagă aceste deepfake-uri, utilizează conturi care sunt foarte recente, utilizează conturi care sunt foarte recente, utilizează platforme, site-uri care au fost tot așa foarte recent create și de multe ori pur și simplu încearcă să determine utilizatorul să vizualizeze, să dea click pe imaginea respectivă. În primul rând, originea este un prim indicator al faptului că ne confruntăm cu un deepfake. Apoi, evident, reputația platformei. Ce putem observa însă, urmează un pattern. Putem observa în aceste imagini tip deepfake că sunt cumva similare. Deci modalitatea grafică în care sunt prezentate, layout-ul, culorile, mesajele, în mod sistematic sunt foarte, foarte asemănătoare. Deci nu au o mare originalitate din acest punct de vedere. În momentul în care imaginea unei personalități, indiferent în ce categorie este ea, este folosită pentru a promova un produs, pentru a oferi o oportunitate de business, de investiții care este aproape neverosimil de bună, de apetisantă, este încă o dată o indicație foarte, foarte pertinentă că ne confruntăm cu deepfake. În spatele acestor deepfake-uri sunt foarte multe motivații. Așa cum am spus, ce știm noi la momentul acesta? Imensa majoritate a motivării este financiară, dar evident sunt și motivații legate de propagandă, legate de partea politică, electorală.